Aș citit în Evanghelie sfintele cuvinte ale Mântuitorului despre jug și sarcină. Dumnezeu a zis așa: jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Jugul înseamnă slujirea, iar sarcina înseamnă pătimirea. Aș citit cum Domnul a spus prin cuvinte, a și arătat prin pilda sa, că a venit nu să îi se slujească, ci ca el să slujească. Și ați mai citit cum repeta adesea că fiul omului trebuie să pătimească. Și într-adevăr, el a slujit și a pătimit. Cui a slujit atotpreaslăvitul nostru Domn? A slujit dreptilor și păcătoșilor, orbilor și celor doborâți de suferință, nebunilor și îndrăciților, și a numit acest jug greu bun. Iar bun l-a numit fiindcă slujirea lui a fost cu dragoste. Și a pătimit Domnul cel fără de păcat. De la cine n-a pătimit? De la împărați și căpetenii, de la neprieteni și prieteni, de la învățați și neînvățați. Scuipat și bătut, baciocorit și clevetit și, în cele din urmă, pironit pe cruce. Această pătimire el a numit-o sarcină ușoară. Iar ușoară a numit Iisus această sarcină cumplită, fiindcă pătimirea lui a fost cu nădejde înainte văzătoare. Până ce Hristos n-a descoperit lumii adevărurile mântuitoare despre Dumnezeul cel viu, Părintele și Purtătorul de grijă, despre veșnica dreptate dumnezeiască, despre neputința morții și despre învierea din morți, orice slujire era împreunată cu ura și orice pătimire cu deznădejdea, fiindcă slujirea era privită ca înjosire, iar pătimirea ca nefericire. Drept aceea, și cel mai bun jug era pentru păgâni aspru și cea mai ușoară sarcină era nesuferită. Nimeni nu poate numi jugul său bun fără dumnezeiasca dragoste, nici sarcina sa ușoară fără nădejdea în dumnezeire. Cât de mare deosebire între păgâni și creștini! Apostolii se numeau pe sine cu entuziasm slugi ale lui Hristos. De ce slugi ale lui Hristos când ei slujeau oamenilor? Slujeau oamenilor, însă din dragoste pentru Hristos. Drept aceea, jugul slujirilor era bun. Mucenicii lui Hristos cântau în temnițe și în locurile de execuție. Și cântau, fiindcă pătimeau pentru Hristos cu nădejdea în Hristos. De asta era ușoară sarcina pătimirilor. Și astăzi sunt în lume suflete creștinești ce săvârșesc cu dragoste slujirea lor și de asemenea sunt destule ce rabdă grele suferințe și bagiocuri cu nădejdea în Dumnezeul cel viu, Părintele și Purtătorul de grijă. Sunt acele mari suflete care au înțeles de la Mântuitorul lor că această viață este viață de slujire și pătimire, nu de distracție și plăceri, pridvor al raiului, nu raiul, călătorie, nu liman. Pentru aceste suflete mari, într-adevăr, jugul este bun și sarcina ușoară, fiindcă Hristos este dragostea lor și nădejdea lor, iar cu Hristos și pe cruce este ușor, și în mormânt este luminos, și în iad este plăcut.